asistentă întrebi. Tampon? Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin de la howtoplay.ro și astăzi vorbim despre Watergate. Watergate este un joc pentru doi jucători în care veți recrea unul dintre cele mai mari scandaluri politice din America. Partea fun este că nu trebuie să știți istoria reală a evenimentelor pentru a vă putea bucura de joc. Unul din jucători va interpreta partea ziariștilor de la Washington Post, care încearcă să demaște activitățile ilicite ale administrației Nixon, iar celălalt jucător va reprezenta administrația Nixon, care va încerca să blocheze activitățile ziariștilor pentru a-și termina mandatul. Componentele jocului Watergate, le-am aici în fața mea, sunt reprezentate de o tablă de joc. Pe de o parte va fi administrația Nixon și pe cealaltă parte ziariștii de la Washington Post. O carte de inițiativă, o carte de ajutor, câteva poze cu posibili informatori, tokene probă de una, două culori și cu diferite puncte de mișcare, vedem mai târziu, cărți pentru fiecare jucător, cărți pentru administrația Nixon și cărți pentru Washington Post, un token de inițiativă și câteva tokene pentru momentum, li se zice. Vedem ce rol au fiecare un pic mai târziu. Pentru setup, plasați placa în mijlocul mesei. Decideți cine va juca cu administrația Nixon și cine va juca cu Washington Post. Jucătorul care va juca rolul administrației Nixon va sta aici, iar jucătorul care va juca rolul ziariștilor va sta aici. Separați cărțile în două teancuri, unul pentru Nixon și unul pentru ziariști. Plasați lângă tabla de joc cartea care are o listă de numere. Acestea sunt cărțile Momentum. Lângă pista de cercetare, la jumătatea ei, plasați cartea de inițiativă cu fața în sus și cu săgeata în direcția jucătorului editorului. Adițional, lângă această carte, plasați și cartea cu pașii de urmat la fiecare final de rundă. Plasați pe spațiul 0 al pistei de cercetare tokenul de inițiativă și un token Momentum. Restul de 8 tokene Momentum se pun în apropiere. Cele 7 tile-uri cu pozele informatorilor se pun într-o grămadă lângă tabla de joc. Tokenele ce simbolizează probele se pun în sac și la fel se plasează lângă tabla de joc. Watergate se joacă pe parcursul a mai multor runde. Fiecare rundă se împarte la rândul ei în mai multe faze. Prima fază este denumită faza inițială. Aici, ambii jucători trag cărți din pachetul lor în funcție de cartea cu inițiativă. Fie 4 cărți, fie 5. Țineți cărțile secrete față de oponent. Dacă pachetul din care trageți se termină, amestecați cărțile din pachetul format din cărțile decartate în timpul jocului. Apoi, numai jucătorul Nixon trage 3 tokene cu probe din sac, se uită la ele în secret, apoi le pune cu fața în jos pe spațiul 0 al pistei de cercetare. Jucătorul Nixon se poate uita la aceste tokene oricând în timpul jocului. Ziaristul nu se poate uita. A doua fază e compusă din jucarea cărților. Începând cu jucătorul care are inițiativa cea mai mare, săgeata indică înspre el, fiecare joacă câte o carte până când le terminați. Pe tura ta, trebuie să joci o carte din mână. Fiecare carte e formată din două părți, valoarea și acțiunea. Din acestea două, trebuie neapărat aleasă una. Dacă alegi să folosești valoarea cărții, ai două opțiuni. Fie muți în funcție de valoarea cifrei afișate un token Momentum sau de inițiativă, ori muți un token probă. Dacă muți un token probă, acestea sunt de 3 culori, albastru, verde și galben. Există și tokene cu două culori. Acestea pot fi folosite pentru oricare din culorile prezente. Când alegi să folosești valoarea cărții și vrei să muți un token probă, trebuie să respecti culoarea de pe carte. Fie tokenele de o singură culoare, fie tokenele de culoare dublă, ce au culoarea inițială inclusă. Ca să muți un token probă cu fața în jos, trebuie să știi. Ca jucător Nixon, te poți uita mereu la tokene și atunci când vrei să-l muți, te uiți pur și simplu la el și îl muți. Ca jucător editor, trebuie să întrebi jucătorul Nixon dacă e vreun token cu culoarea de pe cartea ta. Dacă se găsește un token cu asemenea culoare, Nixon îl întoarce și îl mută înspre tine. Dacă sunt mai multe tokene cu aceeași culoare, Nixon alege pe cel care dorește să ți-l întoarcă și îl mută înspre tine. Dacă nu există niciun token de culoarea cărții tale, atunci poți muta tokenul de inițiativă sau cel Momentum sau un token de probă deja întors cu fața în sus.
După ce jucați o carte cu partea de valoare, îi dați discard cu fața în sus în zona de joacă personală. Atunci când reușești să duci un token pe spațiul 5 al pistei tale de cercetare, câștigi acel token și el iese de pe pista de cercetare și nu mai poate fi mutat. Atunci când alegi să folosești partea cu acțiuni din cărțile voastre, urmați textul din josul cărții. Sunt trei tipuri de acțiuni. Primele sunt evenimentele. Majoritatea cărților sunt cu evenimente. Acestea se scot din joc după folosirea părții cu acțiune. Al doilea tip de cărți sunt conspiratorii. Doar Nixon are conspiratori. După ce folosiți cartea cu partea cu acțiune, acestea se pun în grămada cu cărți de cartate. Și a treia variantă sunt jurnaliștii. Doar editorii au jurnaliști. După ce folosiți cărțile prin partea cu acțiune, acestea se pun în grămada cu cărți de cartate. Totuși, unele cărți, dacă alegeți să le folosiți cu partea de acțiuni, au anumite cerințe ce trebuie îndeplinite ca să poate fi jucate, iar altele au anumite reacții. Aceste cărți pot fi jucate doar ca reacții directe ale unor acțiuni specifice ale adversarului. A treia fază este evaluarea. Această fază începe atunci când niciunul din jucători nu mai are cărți în mână. Următorii pași trebuie executați în ordine atunci. Înapoiați în sac tokenele probă. Dacă există vreun token probă pe spațiul 0 al pistei de cercetare, atunci se întoarce în săculeț. Acordați inițiativa jucătorului de a cărui parte este tokenul de inițiativă. Atunci când câștigați tokenul de inițiativă, întoarceți, dacă e cazul, cartea de inițiativă cu săgețile înspre tine. Dacă tokenul cu inițiativă este pe spațiul 0 al pistei de cercetare, atunci inițiativa e câștigată de jucătorul care nu a avut inițiativa tura precedentă. Dacă inițiativa s-a setat în timpul turei, săriți pasul acesta. Acordați tokenul Momentum jucătorului de a cărui parte este tokenul Momentum. Atunci când câștigați tokenul Momentum, îl luați de pe pista cercetării și îl puneți pe cartea voastră pe spațiul liber cu cel mai mic număr vizibil. Dacă există instrucțiuni lângă numărul ocupat, îndepliniți-le. Dacă ești editor și câștigi tokenul, dar nu mai ai loc pe carte să-l așezi, atunci scoți din joc tokenul. Dacă tokenul Momentum este pe spațiul 0 al pistei de cercetare, atunci tokenul nu e câștigat de nimeni. Dacă tokenul a fost câștigat în timpul turei, săriți acest pas. Plasați tokenul de inițiativă și un nou token Momentum pe spațiul 0 al pistei de cercetare. Luați tokenul de inițiativă de pe carte și plasați-l pe spațiul 0. Luați un nou token Momentum din rezerva generală și plasați-l și pe el pe spațiul 0. Dacă nu mai aveți disponibil niciun token Momentum, atunci jocul e câștigat instant de administrația Nixon. Fiecare jucător își câștigă tokenele probă din partea sa de pe pista de cercetare. Primul este jucătorul care are inițiativa și după aceea celălalt jucător. Tokenele probă se așează specific pe culoarea desenată pe ele sau, dacă sunt două culori, pe una pe care se respectă. Dacă ești Nixon, pune tokenele cu fața în jos pentru a întrerupe conexiuni. Dacă ești editorul, plasează tokenele cu fața în sus pentru a crea conexiuni. Jocul se termină imediat cu victoria de partea administrației Nixon dacă un token a fost plasat pe spațiul 5 al cărții Momentum al administrației Nixon sau, în cazuri mai rare, dacă nu mai există niciun token Momentum, rezerva generală, ce poate fi pus și a se repeta pasul 4 de la faza evaluării. Jocul se termină cu victoria editorului, imediat ce au fost realizate două conexiuni între Nixon și doi informatori de pe tabla de joc. O conexiune între Nixon și un informator înseamnă ca un informator să aibă poza în spațiul dedicat lui și până la poza lui Nixon din centrul tablei de joc să fie un drum format din tokene probă cu fața în sus. Tokenele probă cu fața în jos sau lipsa lor se consideră întreruperea conexiunii. Cam astea au fost regulile jocului Watergate. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați aici în comentarii sau în mesaje pe Facebook sau Instagram. Și nu uitați de site-ul howtoplay.ro, unde puteți găsi jocuri la toate magazinele de specialitate și nu numai. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!